M-ați invitat pe mine, eu mi-am luat și soția și fetița. Foarte bine. V-am invitat pe toți. Claudia și Iris Maria. Venim din Bruxelles încoace, o să stăm până luni. Cu cât mai mulți putem să ne vedem, cu atât mai bine. Știu doar câteva nume, gen Clint, Bogdan, Ciprian, Andrei în partea asta, Vasilică. Din fete ce am prins astăzi, Carmen și Roxana, dar ușor, ușor, poate vom ști mai multe zilele astea și, bineînțeles, n-am pus la fatez pe mestrălura, care azi am făcut și o cursă în grădina de la Castel. Știți pentru ce suntem aici? N-are sens să mai fac alte introduceri. Da, hai să pornim așa ca într-o ocazie de vineri seara și vă spun că o să predic în seara asta ceea ce aș fi predicat și în Bruxelles, dacă aș fi fost, sau în altă parte. Pentru că vineri seara am un obicei. Oamenii vin după o săptămână de muncă. S-ar putea să mi se închide și ochii un pic. N-are sens să intru eu cu o teologie grea și să dezbatem cine este ce adevărul. Așa că, întotdeauna, vineri seara, să știți așa ce aleg eu, este un subiect în lecție. Nu facem lecție. Aia este dimineața. Dar aleg un subiect din lecțiune și de obicei pe cel care este cel mai cu cârlig, mai cu tensiune, mai cu ceva care să ne facă să gândim altfel. Și fac asta din două, trei motive. A studiat săptămâna asta. Până. Dacă n-a studiat, numai bine, discutăm vineri seara. Pentru mâine dimineață, dacă n-a studiat nimic, la școala de sabat veți ști să mai spuneți ceva mai mult, pentru că, uite, v-am mai pus să gândim un piculeț. Iar instructorii o să fie și ei încântați, că sigur le mai dăm niște idei ca să aibă ce să discute. Știți textul de memorat de unde a fost luat în săptămâna aceasta? Evanghelia după Luca, la capitolul 15 a fost. Primul verset, dar eu vreau să le citim pe primele două. Luca 15, 1 și 2. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă ei. Spuneți-mi din textele astea două, care sunt conservatori și care sunt liberali? Bogdan se uită la ecran, dar zâmbește acum. Care sunt care-i conservatori și care-i liberali? Sau care sunt conservatori și care sunt liberali? Farisei. Ce sunt ea? Ce sunt farisei și cărturari? Conservatori? Și Iisus e liberal. Și Iisus e liberal. Mare curaj. Cum să spui așa? Noi suntem învățați că altfel a fost. Iisus este conservator, noi suntem conservatori după El și liberalii, vai de ei. De unde am primit noi etichetele acestea de conservatori și liberali? Din biserică sau din politică? Societate. Dar în biserică pot să spun că Iisus a fost conservator? Că din textul acesta mi-a reușit că mai degrabă El a încălcat niște bariere și a luat niște libertăți anume. A avut o viziune progresistă. A mers dincolo de ce au făcut alții. Repet textul. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Când mergeți la un doctor, ce v-ar putea să scrie pe ușa doctorului? Primesc sănătoși? Sau primesc bolnavi? Când de aia te duci la el? Dom'le, sunt bolnav, am problema cu tare. Eu am mers la medicul meu de familie odată, așteptam să iau o adeverință. Și am stat. Și la un moment dat, mi-a venit și mie rândul. Zic, doamne, doctor, ce durează atâta? Zice, am mare problemă cu unii sănătoși, care doar cred că sunt bolnavi și vin și mă mai întreabă și ei sunt sănătoși, domnul. Ce să le fac? Trebuie să-i îngădui. Și mi-am dat seama că se aplică cumva textul acesta, pentru că orice medic este făcut pentru oamenii bolnavi.
Iar Iisus Hristos pentru aceștia a venit. Spuneți-mi dacă ați mers vreodată cu pe bicicletă fără mână. Aveam copii. Copiii merg acum. Dacă mergeam, mergeai un pic, luai mâinile și imediat le puneai înapoi. Dacă ați văzut vreodată cum arată campionul la ciclism când trece linia de sosire, unde are mâinile? Întotdeauna este așa, da? Nu suntem campioni. Dacă mergi fără mâini, mergi un pic și hop, pui mâinile. Dacă poți să mergi fără mâini, se uită toată lumea la tine. De dacă ai ratat-o. Se uită toată lumea la tine, dar tu ești deja pe jos, da? Îmi pare că ce face Iisus aici este un soi de... El este un campion. Dar este un soi de echilibristică de asta în care arată că se poate. Și parcă ne cheamă și pe noi. Spuneam că este luat textul și pasajul va fi din lecțiune pentru că într-una din zilele săptămânii de studiu, titlul este așa, la masă cu păcătoși. Spuneți-mi când ați fost ultima oară la masă cu niște păcătoși. Și cum mănânc cu nevastă mea, sau cu bărbatul meu. Dar nu, vorba aia de păcătoși de ăștia. Păcătoși numiți de societate, nu? Vă duceți în paburi vineri seara? Doamne. Am auzit și mi-a povestit în Alică, cam când se începe păutul aici și când se termină. Dar la o nuntă de altă religie, mergem? Mergem. Eu sunt venit din lumea ortodoxă, soția la fel, nu avem nicio rudă adventistă. Poate că așa ne mai împrietenim cu nici cu alții, că suntem pe aceeași frecvență. Și avem ocazii în care trebuie să mergi. La o nuntă sau la un botez, te invit. Nu suntem nași, da? Ar fi vrut să ne punem nași, dar nu se poate. Și merge acolo. Trebuie să fii la masa respectivă. Nu se va vedea ce mănânci? Nu se va vedea ce bei? Nu te va vedea altcineva și va zice, ce faci? Mănânci? Mergi la nunta respectivă, faci? Deci? E bine, îmi pare că ce ne provoacă Iisus aici este un soi de tensiune. Nu a zice neapărat echilibristică, cât foarte atent în ceea ce ai de făcut. Vă aduceți aminte de Estera? Ce a zis Mardoheu să ascundă? Mardoheu era vărul ei. Naționalitate. Și când spune despre numele, și numele că pe ea o chema Hadassah și a pus numele Estera. Estera însemna stea. În limba persană era ca și cum pe tine te cheamă fetița noastră, avea două nume. Iris îl are că am vrut noi de un fel, dar am zis, hai să punem și un nume din neam. Cum a fost și bunica mea, cum este și mama Claudie și așa mai departe, și Maria. E, așa i-a pus Mardoheu, i-a zis, te vei numi Hadassah ca să ai trecere de coace. Dar Mardoheu i-a spus, ascundeți neamuri. Când spui despre un evreu să-și ascunde naționalitatea, și ascunde doar naționalitatea. Și religie. Vi s-ar părea corect să facem și noi la fel? Să nu știi colegii de serviciu? Ești adventist sau nu ești? Să nu știi bărbatul tău? Gândiți-vă totuși ce tensiune a fost pe Hadassah. Hadassah a stat nu doar la masă cu un păgân, a stat în pat. Un păgân și a fost apoi soția lui unui păgân. Nu știm nicăieri că s-ar fi pocăit soțul ei. Biblia, o să vedeți presărat așa, mi-arată cazul de felul acesta în care parcă nu știi ce să faci. Ați vrea să aveți meseria lui Neemia? Mai știți ce meseria avea? Ia gândiți-vă, ce meseria avea Neemia? Paharnicul. Paharnicul împăratului. Credeți că îi stocea strugurile și era tot? În unele împărății, paharnicul trebuia să guste ca să se asigure că nu este otrăvit. Mai știți ce vindeau valdenzii? Când mergeau în Europa? Nu
știi din tragedia că aveau fâșii cu textele de astea limbice. Dar ce vindeau? Diamante, bijuterii. De unde era? Era un comerț. Dar ați lucrat așa? Ați avea meseria aceasta? Sau am zice, băi, lucrați la bijuterie. Vinde, au. Faci. Mai țineți minte pe Elisei când a venit Naaman la el și a spus, părinte, am și eu o problemă, uite, mă voi duce înapoi la stăpânul meu și stăpânul meu se închină în casa zeului Rimon. Și când se apleacă el, mă plec și eu. Ce i-ar fi zis un conservator? Folosesc și eu acum așa un pic să vă stârnesc un pic. Ce i-am fi zis noi? Vreau pătru, fugi dincolo. Cum să te mai închin? Dă-ți demisia! Ce a zis Elisei? Mă țineți minte? Du-te-n pace. Du-te-n pace. E ceva ce nu cadrează cu ce știm noi. Ori Iisus Hristos este apogeul tuturor lucrurilor care ne șochează prin Biblie. Pentru că, iată, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Ce găseau la el să-L asculte? Ce le spunea de ceea ce mă găseau la cărturarul și fariseu. Cărturarul și fariseu ce-i spunea unui vameș? Ești păcătos. Credeți că Iisus zicea, ești sfânt? Nu. Tot păcătos îi zicea, dar ce? Unde era diferența? Cum îi spui? Cu ce atitudine? Ce manifesti pe lângă cuvintele respective? E bine, aș vrea să vă spun așa pe scurt, îmi pregătisem și un PowerPoint, dar am înțeles că în seara aceasta nu putem să fim jos. Vă spun doar așa pe scurt trei idei ale unor autori cunoscuți, aș zice eu. George Knight, vă spune ceva numele? Da. George Knight zice așa, oameni, dacă noi nu avem de oferit lumii nimic singular, special, mai bine ne spunem tarabaș pe lumea. Dacă noi, ca adventiști, nu avem de spus ceva lumii, ceva aparte, nu ne plecăm în casă. John Stott, vă spune ceva numele? Da. Poate aveți pe acasă cărți precum Crucea lui Hristos. Era una vișinie. John Stott este britanic. Sută în sută. Și el zice că trăim o tensiune. Să te duci în lume și să te pierzi în lume, te-ai adaptat atât de mult încât lumea nu mai știe că tu ești separat. Sau, din potrivă, să stai separat de lume. Și atunci nu mai ajungi la oamenii respectivi. Și este o tensiune pe care o trăim și noi. Cât de mult să te apropii de unul păcătos? Dacă te cheamă mâine să beți o bere, te duci sau nu te duci? Cât de departe poți să fii. Pe mine m-a invitat un coleg de liceu, după 18 ani am întâlnit, m-a invitat în centrul vechi în București, cu încă doi colegi, să ne întâlnim la o cărciumă. Cum sună? Fratele pastor la cărciumă. Sună într-un fel. Am dus. Am stat de seara până pe la 3 dimineața. Dar să știți un lucru. Eu n-am băut ce beau ei. Dar de la 12 noaptea am vorbit numai de lucruri de religie, de spiritualitate. Deci nu erau beți băieții. Că ei rezistau la cu ce se alimentau. Dar a fost o ocazie. Dacă m-ar fi văzut cineva, chiar mă gândeam când ieșeam cu el la 3 dimineața, dacă n-ar fi văzut cineva la bătaie, ce-ar fi zis? O poză, așa, știți cum mai fac paparații? Îl prinde pe unul, știi, nu știi în ce cadru l-a prins pe săracul omul. Când tu citești, zici, vai unde a fost, ce a făcut, ce adresă. Dar în realitate s-ar putea să fi fost o chestie de prietenie, ceva frumos. Zi-mi un nume, că zâmbești și îmi place de tine. Ion. Ion? No, ok. Ion. Cel de-al treilea autor de care v-aș spune se numește John Pauline. Îl știți? Eu vă spun de oameni pe care i-am publicat în România. Are o carte foarte bună pe nume Evanghelia veșnică într-o lume veșnică în schimbare. Știți?
Evanghelia este veșnică. În Apocalipsa, cele trei soli îngerești, apare un înger cu o Evanghelie veșnică. Deci e aceeași de la început până la sfârșit. Dar lumea e într-o continuă schimbare și atunci mai are relevanță una față de alta. Și ce spune el este așa că în viața noastră, în biserica noastră, avem două feluri de slujire. Una este pe modelul voi sunteți lumina lumii. Din Matei, capitolul 5. Voi sunteți lumina lumii. O cetate pe un deal nu poate să rămână ascunsă. Și este modelul fortăreței. Spune John Colin că este tipul de evanghelizare pe care noi, ca adventiști, ne-am simțit cel mai bine. Cum acționează o fortăreață când face evanghelizare? Deschide ușii, porțile, trimite o trupă specială, capturează 2-3, a băgat înapoi în cetate și a închis porțile. Și a mai botezat 2 sau 10 sau așa. Și iar mai pregătește o evanghelizare, mai vine un marfine sau, nu știu, zic și eu, că am citit despre ce acțiune ați avut aici, mai deschizi un pic, mai capturezi 2-3, pac, e băgat înapoi. Mai merge evanghelizarea de felul acesta? Și atunci el spune, mai există un model de evanghelizare. Voi sunteți sarea pământului. Mai țineți minte povestea cu sarea bucată? Zice împăratul, cum mă iubești? Prima fată ca, nu știu, zahăr, dulceața, lasă niște chestii de dulce. Și apoi amică zice, te iubesc? Ca sarea. Și se supără împăratul, nu se poate așa ceva. Dar la final se vede că fără sare, n-ar fi avut gust mâncare. Ei bine, hai să vă dau niște nume și îmi spuneți care este fortăreață și care este sarea pământului. Sarea pământului înseamnă infiltrare între oameni. La serviciu, la școală, între vecini, în alte grupuri de interes. Bine, bine. Cum este Ilie față de Elisei? Ilie este bun. Se duce ori. Și când e de omorât prorocii ai lui Baal și ai Astartei, sute. Cum este Elisei? Când îi prinde pe vrăjmașii împăratului și împăratul zice, să-i măcelăresc, părinte, să-i măcelăresc. Elisei zice, așa se face. Dă-le de mâncare. Ajută. Și se infiltrează și vorbește cu unul cu altul. Și când a fost vorba de rugăciune pentru măsură de Duh Sfânt, Elisei, știți cum a zis? Ilie, una, și eu aș vrea o măsură îndoită. Dar Ilie este tipul dur, de fortăreață, de noi rezistăm, noi... Iar Elisei se infiltrează. Cum a fost Ioan Botezătorul față de Iisus? Se repetă modelul. Ioan Botezătorul este tipul care haina aspră, dietă într-un fel, predicare ca de tunet, pam, 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 pam. Cum este Iisus? Știți că spuneau, evalua oamenii și Iisus îi citează și spune, a venit Ioan nici mâncând, nici bând. Și a venit și Fiul Omului și spune despre el că este mâncăciună, subețiv. Nu să zici despre Domnul Hristos, dar așa era o percepție. Spuneți-mi cum a fost Iacov, fratele Domnului, cel care era stâlpul de la Ierusalim, față de Apostolul Pavel. A tunat și sursumpă. Când vine Pavel la Ierusalim, Iacov zice, uite frate câte mii de iudei s-au convertit, hai să rămânem așa în cățica noastră, să convertim iudeii. Iar Pavel se duce la Roma, are planul de Spania, peste tot. Vreau să observați modelul. Pentru unii, ideea de a mânca la masă cu vameșii și cu păcătoși este ceva ce nu există. Nu se poate face. N-ai cum să... E ca Samson. Mai știți de unde mânca el miere? Dintr-un hoit. Da? Deci pe o parte erau viermi și pe o parte era miere. Zic și eu așa. Cam câtă miere să mănânci până când...
Și pentru unii, ideea de a merge în lume și a evangheliza pe X, Y, alții, altfel, este nu cumva să mă ating, că dau de vien, de hoi. Pentru alții, în schimb, este pot să miros tot mirosul lui. Vreau să mănânc mierea aia cu el acolo, să simtă că sunt... La Bruxelles am fost invitat la împreună cu Ionel Lascu, el este mentorul meu ca pastor. Am fost invitat la o familie de țigani. Acasă. Am pus mâncare. Știți în ce cartier stăteau? Ăla pe care m-a auzit la știri. Molemne. Acolo nici poliția nu prea intră. Și când intri cu mașina, ți-o încui frumușel și ești foarte atent. Aici. O fi și aici, nu? Chiar unde poate. Aici împrejur așa. Să treci niște granițe sau să nu treci? Și ne spunea bărbatul casei, zice, când vine cel de la protecția socială pe aici, când urcă la noi pe scară, simte că mi-a lăsat. E cu totul și cu totul altfel de lume decât aia curată la care suntem noi acasă. La noi totul frumos, muzică de un fel, mâncărică de un fel, liniște, rugăciune. Nu. Lumea este și altfel. E, în contextul acesta de evanghelizări, fie tip Ioan Botezătorul, fie tip Iisus Hristos, spuneți-mi, când s-a dus Domnul Hristos la Zacheu, se oprește dreptul Dudului, zice, Zachie, dă-te jos, că astăzi trebuie să intru la tine în casă. Ce au zis oamenii când l-au văzut pe Iisus că se duce spre casa lui Zachie? Mai știți? Luca 19. Dați doar câteva pagini. 19:6. Zachie s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Adică... Și așa ceva niciodată nu ar fi visat. L-a primit cu bucurie. Să știți că un vameș nu avea voie să intre la sinagogă. Dacă îl prindeau acolo, le rupea picioarele. Și este ocazia în care ia ca predicatorul vine la tine acasă. Și Zacheu, când îl vede, se dă jos în bucurie. Când au văzut lucrul acesta, nu mai e vorba doar de cărturași farisei, cum a fost la primul verset. Toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Ce se întâmpla când intrai în casă la un om păcătos? Era asociat cu păcatul, da? Te vede unul cu un păcătos și ce, opa, ia uite. Exact, da. Imaginea de la pub. Eu nu zic acum să mergem toți de seară. Cum te asociezi? Uite, Iisus este în stare să treacă de niște bariere de felul acesta. Iar toți ceilalți, toți mi imaginez cum stau așa încruntați și zic, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Știți ce meseria avea? Era nu vameș. Era mai mare ca mișoare. Mai mare. Tax collector. Era un soi de stat de la fisc. Dar să știți că în realitate erau ca mafioți. Aveau o zonă a lor și de acolo îi jupuiau pe oameni. Am predicat într-o biserică și în sală era o persoană. Eu am spus, doamne, Zacheu era un soi de inspector de stat de la garda financiară. Și în sală era un inspector de la garda financiară. Doar că era femeie, dar era și mică de statură. Și am zis și aici că e mică de statură, dar a fost foarte de dragă. Ideea era că niciunul dintre noi nu primește cu drag un inspector de la garda financiară. Nu știu aici cum este, dar... Nu vrei să rog. Deci e tot așa. N-ai vrea să ai nevoie. Nu ai nevoie de să te întâlnești cu ei. Ori vă dați seama că ăsta, prin felul lui de a fi, prin meseria lui, prin toate lucrurile astea, Zacheu era un om de care n-ai fi vrut să, cu care n-ai fi vrut să ai nimic. Iar Iisus, exact pe el, le ia în brațe și se duce la el în casă. Zacheu se pocăiește, dar vă întreb, s-a pocăit așa dintr-o dată?
A venit Iisus, s-a oprit și gata? Cred că era pe cale. Pe ce fel de cale? Cu siguranță că auzise despre un alt vameș care renunțase la vămuirea lui și acum era ucenic al lui Iisus. Iisus mâncase în casă la Levi Matei și acolo erau vameși și păcătoși și păcătoase, da? Tot anturajul de lume interlopă. Și încet, încet, vestea a mers că Iisus îi primește pe păcătoși. Și atunci și Zacheu a zis, vreau să văd ce mai multe. Vreau să-L cunosc. Ceea ce cu o oră înainte nu s-ar fi întâmplat ca Zacheu să-și dea jumate din averea lui, în fața lui Iisus, renunțat. Ce l-a pocăit pe Zacheu? Unde vedeți că este cheia experienței lui Zacheu? Câți au mai intrat cu Iisus în casă? Câți au mai intrat cu Iisus în casă la Zacheu? Doar Iisus. Doar Iisus. Toți ceilalți stăteau deoparte și cârteau. În momentul în care noi îl vom prezenta oamenilor, oamenii vor fi cuceriți. Zacheu n-a văzut pe nimeni altcineva decât pe Iisus, în plinătatea lui. Și l-a văzut, practic, pe Dumnezeu din ceruri, cum arată dacă ar fi printre noi. Și a zis, în fața acestui Dumnezeu, eu îmi predau viața. Este tipul de Dumnezeu de care am nevoie. Unul care să mă primească și pe mine, care să-mi citească tainele inimii, care să fi știut că sunt în dudul acesta. Mai târziu Domnul Hristos zice, astăzi a intrat mântuirea. Dar ce e mântuirea? E un concept, e o... Mântuirea este persoană. Când Iisus Hristos este... Eu cred lucrul acesta. Când Iisus Hristos este prezentat unui om așa cum este El, omul acela e dezarmat în față. Sigur că azi. Mă gândesc și eu că ați vrea să știți mai multe despre mine, despre familia noastră. Când eram în liceu, nu știu ce vârstă dați, am anul ăsta ca 40. Când eram în liceu, astăzi sunt la cât de 20 de ani. De asta zic, ca să aveți niște repere. M-am apucat să citesc Biblia. Și nu știam nimic din ea. Așa că am luat-o. Cum se iau Biblie? La citit. Geneza. Primele pagini. Am aflat și eu. Știam despre noi, așa. Acum am aflat cum a fost cu potopul. Dă-i, citește, până am ajuns la pagina 80. Cipriane, ce la pagina 80? Cu Cipriane am vorbit și știam de un text care e pe pagina din dreapta, coloana din dreapta. Exodul 20. Hai, ce vă zice? Cele 10 porunci, da? Când am citit eu porunca a doua acolo, știți? E fără idol. Fără icoane. Așa scrie Biblia. Păi ce facem noi aici? Eram ortodox. Mai citesc un pic și dau de ziua de odihnă. În paralel, citeam și din Noul Testament. Începusem un pic și de acolo, că auzisem despre Iisus câte ceva. Citeam o Biblie ortodoxă. Când am ajuns la finalul Evangheliilor, în Biblia Ortodoxă, știți cum scrie când a înviat Iisus? Da. În ziua întâi a săptămânii, paranteză, duminica, Iisus a înviat sau femeile s-au dus la mormânt. E o mică matematică doar. Dacă duminica e ziua întâi, care e ziua șaptea? Deci porunca a patra la ce se referă? Mai citesc, dau de Leviticul, să nu mâncați porcul. Și mi-am făcut trei criterii. Am zis, eu trebuie să caut o biserică care să aibă astea trei. Să n-aibă icoane, să țină sâmbăta și să nu mănânce mai mânce porc. Cam câte opțiuni. Doar că eu nu știam nimic despre biserica. Și mă duc la o mătușă de-a mea, o masă în familie, da? La masă cu păcătoși. Într-una mătușă de-a mea, stăm la masă și când vine, cred că felul 2 să fi fost, friptură. Și eu zic, ce fel de carne asta?
că dacă îi deport numai și ea mă întreabă, dar ce ești adventist? Nu asta ați auzit și de raelieni? Da. De ce îmi strici momentul? Trebuia să nu fii știu nimeni de aici. Sorry. Stai liniștită. Raelieni, ați auzit de ei? Nu. Ia zi-ne un pic ce știi de ei. Da, nu mai știu. Da, auzit. Măcar ai auzit. Măcar ai auzit. Eu n-am auzit să... Tot așa, cred... Vai de ei, deci nici să nu-i căutați măcar. În 2025... Anyway, vine sfârșitul lumii după ei. Da, cu extraterestri. Suntem, ADN-ul nostru e făcut de niște extraterestri și așa mai departe. Cam cum vă sună chestia asta cu raelienii? Cam așa îmi suna mie... Adventist. Ce-o fie la Adventist? N-am auzit în viața mea de așa ceva. Dar, cu ocazia aceea, am aflat un lucru. Că mai există unii nebuni ca mine. Pe vremea aceea nu era internet. Și lumea nu știa. Dai un Google imediat azi și afli. Și am zis, hopa, mai există unii. Spuneți-mi, de unde a știut mătușa mea că există unii adventiști care nu mănâncă carne de porc? Au avut contact cu ei. Au avut contact cu ei. Au fost niște oameni care au ieșit un pic din rândul celorlalți. Și vă întreb acum, cam cât timp puteți sta într-un loc, într-un loc de muncă, spre exemplu, sau la o școală, sau între niște vecini, până când ei să-și dea seama că familia cu tare e un pic altfel. Până ajungi la sabă, până... Păi în fiecare sâmbătă ar trebui să te vadă că pleci la... Femeile întreabă cu toate, vecinii cred că plecăm la nunț sau la cumie, la ceva de felul acesta. Că fiecare sâmbătă suntem îmbrăcați frumos. Și când ne întreabă, și unde mergeți? La biserică. Pentru că ei nu asociază biserica lor cu... Dar vă întreb, cât durează la un serviciu? Te duci la un loc nou de muncă. Cam cât durează până află ei că tu ești adventist? Sau cât ar trebui să lucreze? De obicei, de la interviu. Până la măcar la interviu a trebuit să afle câte ceva. 6 zile. Că a 7-a a trebuit să faci un schimb de tură sau să ai o nemotivată sau să faci ceva. Cam câte zile aniversare sau onomastice trebuie să se întâmple la serviciu până când ei să-și dea seama că tu nu mănânci tot ce mănâncă ei. Tu nu bei tot ce beau ei. Tu nu ești la fiecare pauză la țigară sau așa mai departe. Nu, la primul. Eu nu zic să fim diferiți cu orice preț. Dar ideea este de a îndrăzni să fii diferit nu pentru tine, ci pentru Hristos. Pentru că El te-a făcut să fii diferit. Ți-a dat un mesaj nou. Dacă n-ai ce spune lumii astea, vorba lui George Knight, strânge taraba și du-te acasă. Dacă lumea ne-a asimilat atât de mult încât mesajul nostru este neutralizat, atunci suntem la fel ca oricare alții. Ori Biblia îmi spune altceva. Puteți să deschideți la 1 Corinteni. Cinci cu 10. Știți câte epistole a scris Pavel Corintenilor? Măcar 4. Dar noi avem doar 2. Vă arăt aici o dovadă că înainte de 1 Corinteni a mai fost alta. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 9. V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvare. Care e epistola? O altă. Și acum el, în epistola aceasta, le explica ceea ce a vrut să zică atunci. Că ei când au citit acolo să nu aveți nicio legătură cu curvare, au zis, cutare, e curvat, gata, nu mai discutăm cu el. Cutare, fumează, nici cu ăsta, cutare, nici cu ăsta, nici cu ăla, nici cu ăla. Și cam ce misiune au ajuns să facă? Sare sau fortăreață? Fortăreață. Așa că Pavel acum explică și zice, însă n-am înțeles cu curvare lumii acesteia. Păi așa sunt. E ca atare, da? Sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli. Fiindcă atunci, spuneți dumneavoastră mai departe, atunci ar trebui să ieșiți din lume. Deci Pavel ce vrea? Să ieși din lume sau să fie acolo? Să fie acolo. Da, continuare. Ci v-am scris
să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau la condevan sau închinător sau. Un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Vi s-a întâmplat vreodată să se zică despre biserica în care vă închinați că lasă-vă că și la voi sunt... Da. Ce înseamnă? Că tu nu mai ești diferit. Tu nu mai ai un mesaj în lume. Tu ești la fel ca lumea. Ori Pavel zice, când în biserică vezi oameni de ăștia care sunt la fel ca cei din lume, care vedea. Ei și-au pierdut misiunea. Ei nu mai au identitate. Din potrivă, tu ar trebui să... Dacă hoțul, șeful tău e hoț, să ai vreo legătură cu el sau nu? Măi, după textul acesta, poate să fie hrăpăresc, poate să fie curvat, poate să fie cum vrei tu. Să ai o legătură cu el. Daniel, când vorbea cu Nebucadnețar, ce ziceți? Nebucadnețar era chiar sfânt? Nu, că Daniel îi spune la un dat, împărate, taie odată, pune capăt păcatelor tale. Și, deci, vă dați seama că Nebucadnețar nu trăia viața de sfânt. Și totuși Daniel a fost acolo omul care l-a ajutat, care i-a dat informația despre Dumnezeu. Și Nebucadnețar s-a pucuit după o vreme. Haideți să citim și un alt text din Ioan, de data asta, capitolul 17, cu 15. Domnul Hristos face rugăciunea domnească, nu Tatăl nostru, ci rugăciunea cealaltă care se numește iarăși domnească, de mijlocire pentru ucenici, pentru misiunea lor mai departe. Și versetul 15, da? Ioan 17 cu 15, spune așa. Nu te rog să iei din lume. Mi se pare că mai clar de atâta nu poate fi. Deci este rugăciunea Domnului care spune, nu te rog să iei din lume. Ci să-i păzești pe celălalt. Asta înseamnă că noi trebuie să fim între oamenii ăștia. Să trăim între ei, dar să fim feriți de celălalt. Să nu faci ca ei. Dați doar câteva pagini înapoi, la 12, cu 20. Și citim aici că niște greci, dintre cei ce se suiseră să se chină la praznic, Ioan 12:20. S-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis. Ce citiți? Ce i-au zis? Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Am citit undeva că textul acesta era pus pe un avon, dar nu să-l vadă să. Și era pus în interiorul amvonului să-l vadă predicatorul. Așa că atunci când predicatorul vine la amvon, să citească asta. Domnule, n-am vrea să-l vedem pe Sălcean. Pe Georgescu, pe Ionescu, pe Cristescu, pe Finlay, pe... Nu vrea să-l vedem pe Iisus. Și ce-au făcut grecii? S-au apropiat de Filip. Filip e nume grecesc. Care era oricum din Betsaida Galilei, Galilei era Galilea neamurilor, dar vedeți, s-au apropiat de unul pe care l-au simțit că e de al lor. Filip s-a dus la Andrei, că erau apostoli, și împreună s-au dus la Iisus. Nu putea să le spună Filip direct cum se treaba cu Iisus. Nu putea să le spună Andrei exact ce știa despre Iisus. Ce-a făcut cu el? I-au luat pe grecii ăștia frumușel de mânuță și i-au pus în fața. Aș spune așa, Jesus only. Jesus only. Asta a fost la Zacheu, asta a fost la Levi Matei, asta a fost la chemarea lui Petru, asta a fost la chemarea tuturor și a noastră personală. Americanii au o vorbă, că unii votează pe oameni. They scare them to heaven. Speria de iad? Te botezi și intri cică în împărăție. Scare them to heaven. Nu merge așa. N-are cum să meargă așa. Dar când ești în fața lui Iisus, se schimbă lucrurile. Eu cred că foarte mulți oameni resping ideea de biserică, de religie, de Dumnezeu, pentru că au văzut niște caricaturi. Poate că au fost răniți de cineva din biserică,
poate că au văzut un faliment, poate că au văzut eșecuri, familii destrămate, copii plecați de acasă, cine știe ce lucruri au văzut și mi se pare că acela e Dumnezeu. Mi se pare că misiunea noastră este să-L lăsăm pe Dumnezeu să se arate așa cum e El. Acestor oameni. Aș încheia cu o experiență personală, nu sunt convertiri și nu sunt fanul experiențelor ăstora care se ne lasă la sfârșită de lucruri apescate și zicem, vrem și noi. Și să vă spun lucruri reale de felul acesta. Eu locuiesc în Râmnicu Vâlcea. Este o zonă în care 99,99% sunt ortodoxi. Mănăstiri câte vei, episcopie, lucruri de felul acesta. La o ultimă evangelizare pe care am făcut-o, din lume, au venit în prima seară. A, câți credeți că o fi rămas până la sfârșit? Și ne-am dat seama că nu mai merge. Cum știam noi odată, că vine lumea la tine în fortăreață, se uită la evanghelie și după aceea zice, apropo, când aveți botez, că vreau și eu să mă botez. Nu mai merge. Facem altfel. Ce am văzut, am citit și eu raportul despre ce s-a întâmplat aici, City of Hope. Am făcut aceleași lucruri. Exposănătate, cluburi de gătit sau de familie sau de așa mai departe. Acțiuni în societate. Într-o zonă ortodoxă, când sunt oamenii cei mai deschiși la religie? Paște și Crăciun. Când mergem noi cu un mesaj comun cu al lor, și ca dată, și ca cântări, și ca mesaj. De Crăciun. Oricum, corul bisericii noastre se duce și colindă în diverse locuri. Ce-ar fi dacă am face un concert? Am citit și noi cartea Evanghelizare de Ellen White și spune acolo că ar trebui să închiriați cea mai proastă sală. Iar mai pun și eu toate pe dos ca să văd dacă ați adormit sau... Cea mai bună sală! Și am luat cea mai bună sală. Și am ales ocazia cea mai bună, de Crăciun. Și am adus cei mai buni cântăreți ai noștri. A fost și Luisa, spre exemplu, sau Crystal Quartet și alții. Tot ce a fost formația adventistă a fost la Râmnicu Vâlcea. Adoramus, Agape, ce mai vedeți pe la Speranța, așa, grupuri de vechime, au fost. Sala plină. Fiecare adventist a venit cu adventist. Cea mai bună sală din oraș. Colinde cu mesaj biblic, am mers pe chestiuni tradiționale. Iar eu am avut, au fost 5 piese, un speech și iarăși 5 piese. Speech-ul ăla, 10 minute. Mi-a luat să-l fac mai mult decât 3 predici. Pentru că aveam în sală oameni de altă religie. Dar trebuia să-L prezint pe Hristos. Și 10 minute, ca să nu simt omul că m-ai păcălit cu colindele și mi-ai băgat... La final, în fiecare ocazie, facem asta de 10 ani. De 10 ani mă facem. Concert. În fiecare decembrie, în fiecare ocazie, la final sunt oameni care plâng și îmi spun cât de mult le-a plăcut. Acum unii m-ar întreba și câți ați botezat? Și eu vă întreb, câți vameși a botezat Iisus? Câți samariteni a botezat Iisus? S-ar putea să nu fie rolul meu să-i botez, cum zice Pavel. Hristos nu m-a trimis să botez, ci să predic Evanghelia. După ce Domnul Hristos a fost în Samaria, niște ani au trecut și când Filip Evanghelistul s-a dus în Samaria, au început să apară roadele în Samaria. De asta simt că misiunea noastră nu trebuie să mai fie așa de mioapă și să zicem am făcut, am dat cărți, am dat pliante, s-am făcut tare lucruri și n-am mers. Ce să mai facem? Și iar ne închidem în fortăreața noastră și ieși un pic și fă lucruri care să se vadă într-un an, doi, trei, cine știe când. Ultimul text este din Apocalipsa. Este un text care mi-e dă mari, mari speranțe. Și
Este mesajul bisericii, mesajul Duhului lui Dumnezeu către biserica din Pergam, Apocalipsa 2:13. Citiți primele cuvinte. Sunt doar trei cuvinte, dar sunt geniale. Apocalipsa 2:13. Dar de ce o puneți ca un semn de întrebare? Ia, hai să mai începem cu alte intonații. Știu unde locuiești. Știu unde locuiești. Știu unde locuiești. Ăsta nu e un detectiv. Ha, ha! Știu eu, te-am prins, știu unde locuiești. Nu, nu. Ci este ideea aceea de... Omule, știu unde locuiești. Știu că ești în Bruxelles, sau că ești în Dublin, sau că ești în zona nu știu care. Știu că ești în New York, sau că ești în Las Vegas, sau că ești la Bragadiru, sau că ești... Știu unde locuiești. Știu care sunt provocările de acolo. Știu care sunt tensiunile de acolo. Știu care este potențialul bisericii de acolo. Știu unde locuiești. Și asta înseamnă că Domnul știe nu doar ce putem noi, ci știe și ce dispoziție au ceilalți din jurul nostru. Știu unde locuiești înseamnă că, omule bun, eu te înțeleg. Nu-ți cer acum să convertești peste noapte toată lumea. Pentru că celor din Pergam spune, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul domnie. Spuneți-mi dacă Dublin nu este. Dacă intrați pe cei din Bruxelles, vă spun eu, o să zic că acolo este. Dacă mergeți în Amsterdam, o să zic că cei de acolo este. Și fiecare crede că este în locul cel mai greu și poate aici nu se poate face misiune sau lucrare. Îmi place textul acesta care spune, știu unde locuiești. Și dacă Domnul știe, ne va da și înțelepciunea să facem felul de acțiune care trebuie. Să ajungem la oamenii pe care îi știe, cum îi știe pe mine, unde locuiesc, îi știe și pe ceilalți unde locuiesc. Și ne va pune cumva în contact. Am ales ca cântare de încheiere un imn care spune chiar cuvintele acestea. Este imnul 90, Iisus, prieten minunat. Și în strofa a doua spune, El mă înțelege toate. Domnul Hristos ne înțelege în toate. Știe exact ce provocări avem și cât de aproape sau de departe trebuie să mergem către oamenii la care El vrea să ajungem. V-aș invita să cântăm în încheiere, nu la acesta. Nu știu cum procedați la încheiere, ca rugăciune. Vă spun cum fac eu, unde mă duc și predic, de genul Bruxelles. Aș vrea ca la final să nu fie doar o rugăciune. Două, trei, cine se simte îndemnat, e o încurajare și pentru mine că n-am bătut câmpii, dar este mai degrabă o împreună simțire. Vreau să știți mai bine nevoile de aici, pentru ce să ne rugăm. Două, trei persoane, câte veți considera de cuvință, ca să ne rugăm Domnului pe ce s-a predicat, să nu ne fi intrat pe aici, să ne iasă pe aici. Așadar, vă invit în numele Domnului să cântăm acest timp, 90, Iisus prietenii.
ale tale venim să-ți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos pentru această oportunitate, Doamne, și pentru ziua întreagă de sabat. Îți mulțumim pentru frații care i-a adus, Doamne, și ei sunt în poporul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru copiii Tăi, Doamne, Dumnezeu nostru, care sunt împrăștiați în întreaga lume. Te rugăm să ai milă de ei, să-i păzești, să-i împrăștești pe Dumnezeu cu toate de ori în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim din toată inima pentru mesajul pe care l-ai pregătit în seara aceasta pentru noi. Tatăl, te rugăm din toată inima ca în Duhul Tău cel Sfânt să ne miștim inimile, să ne ajut să lăsăm caracterul de acasă și să devenim în cetate și sala Pământului. Ajută-ne ca în locurile unde stăm, în locurile unde muncim, în locul unde intrăm în contact cu cei care nu sunt la fel ca noi, îți arătăm că noi suntem copiii Tăi, îți arătăm că Te iubim și inima se vadă dacă se și vrea să vorbim pe acest Iisus pe care noi îl descoperim. Te rog, Tată, ca în lucrul Tău ce-ți spun, să ne dai bucurie aceasta, să ne dai înțelepciunea de care avem nevoie și să ne ajuți ca tot ceea ce am ascultat în seara aceasta să nu rămână în val, ci în puterea Ta să fie adevărat ce începe. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Dumnezeu nostru, îți mulțumim că avem ocazia și că avem har, Doamne, de putem să ne punem în pace, liniște. Îți mulțumim că în această seară, Doamne, avem în locul nostru această familie minunată, că vreau să-i binecuvânt Tu. Duhul Sfânt să fie peste ei, Doamne, și ei să fie și ei cu mine, acolo unde sunt. Îți mulțumim că cuvântul Tău, Doamne, este atât de minunat. Și încă o dată, Doamne, vrea să ne trezească ca să nu fim cetate, dar să fim sari. Ajută-ne și Te rugăm să ne facem înțelept, să înțelegem că suntem o biserică în mijlocul lumii și menirea noastră, Doamne, este să ieșim de aici și să spunem despre Tine. Rămâi alături că și Te rugăm în numele Lui Iisus. Amin. 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 Mulțumim Tatăl nostru pentru că Te-ai gândit primul la planul de mântuire și la Dumnezeu de un Hristos care se întinde și să treacă orice barieră să ajungă până la fiecare dintre noi. Te rugăm să ne ajuți mai departe ca și noi să-i prezentăm lumii în curăția cuvântului Tău. Să te prezentăm pe Tine lumii în faptele noastre, în gândurile noastre, tot ceea ce emană în jurul nostru. Să te prezentăm ca un Dumnezeu al dragostei care ne-a iubit și Te-a dat. Te lăudat pe Domnul Hristos pentru tot ce faci pentru noi. Și îți mulțumim de binecuvântările Tale. Pentru sabatul acesta, cerem ocrotirea Ta. Te rugăm ca binecuvântările Tale să le vărsim peste noi. Te lăudat pe Domnul Hristos pentru toate și Ție-ți mulțumim.